Șeful Inspectoratului de Poliție al municipiului Bălți, Valeriu Cojocaru, președintele Asociației FEIA, Dorin Damir, și un inspector din cadrul Poliției de Frontieră au fost reținuți în această dimineață. Informația n-a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Acțiunile bănuite sunt cercetate prin prisma 5 componențe de infracțiuni: abuz de serviciu, dilapidarea averii statului, trecerea ilegală frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Actualmente, alte amănunte nu putem să vă comunicăm pentru a nu periclita buna desfășurare a investigațiilor. Procurorii au descins în această dimineață cu percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane. Acțiunile au loc în cadrul dosarului fostei direcții misiuni speciale a Ministerului Afacerilor Interne.